Odată cu lansarea noii inițiative UNICEF pentru sănătatea mentală, mi-au fost lansate două întrebări. Una, dacă mi-am creat un feel good routine în ultima perioadă, o perioadă unică, într-adevăr, perioada pandemiei, și a doua întrebare a fost ce am făcut să îmi creez o stare mai bună, o stare de bine. M-am tot gândit la răspunsurile pentru aceste întrebări și mi-am dat seama că tot ce credeam eu că cunosc despre viață s-a resetat probabil într-o perioadă foarte scurtă, în primele zile când a fost carantina totală și am fost într-o stare de șoc și anxietate pentru că nu am înțeles ce se întâmpla cu mine, ce se întâmpla cu prietenii mei, ce se întâmpla cu familia mea. Nu am înțeles nimic și cred că nimeni nu a înțeles nimic în perioada aia. Încet, încet am conștientizat că această situație nu o să se schimbe. Categoric nu o să se schimbe într-o zi, două, trei și că va trebui într-un fel sau altul să învăț să trăiesc cu situația prezentă la acel moment și prezentă și în momentul de față și să-mi creez niște lucruri în viața de zi cu zi care să îmi dea într-adevăr o stare de bine și să simt în continuare că trăiesc. În trecut mă vedeam foarte des tuturor, nu am timp să mă ocup de casă, nu am timp să mă reapuc de scris, nu am timp să comunic cu prietenii, nu am timp. Nu am timp. E, un lucru pe care cred că l-am avut cu toții în perioada de pandemie și îl avem, cred că, în continuare din plin, este timp. Am avut timp și m-am focusat pe aceste lucruri. Mi-am dat seama că făcând exerciții în casă, organizându-mi casa, reparând lucruri prin casă, comunicând cu prietenii mei, am început să rescriu anumite lucruri pe care vroiam să le scriu de mult și nu aveam timp. Toate lucrurile astea mi-au creat o stare minunată. Chiar dacă eram într-o perioadă de criză, eu m-am regăsit în aceste momente care mi-au făcut bine. Și îmi fac în continuare bine. Aleg lucrurile mult mai simplu. Viața mea este focusată pe lucruri care sunt cu adevărat importante. Nu mai pierd timpul cu lucruri generale, ci cu câteva lucruri care mă fac mulțumită și fericită. Vreau să trăiesc acum foarte mult, vreau să-mi fie bine acum și vreau să-mi duc starea asta de bine și pentru viitor. Este o experiență, într-adevăr, cred că unică pentru toți și trebuie să ne restartăm un pic sistemul în conformitate cu tot ce se întâmplă acum. Nu e o chestie nici de bine, nici de rău, trebuie doar să trăim așa cum se poate trăi mai bine acum în acest moment, iar fiecare dintre noi trebuie să ne găsim punctele importante care ne dau mulțumire, fericire acum, în acest moment. Așa că asta am făcut eu. Sper că și voi ați făcut lucruri foarte bune pentru voi, să vă fie bine în continuare. Vă pup!